Da, am început destul de greu, pentru că am primit două goluri din două centrări. Au avut un jucător, într-adevăr, un atacant cu talie foarte bună, dar una peste alta un joc bun, un joc în care și începutul, chiar dacă nu am reușit să înscriem, am terminat anumite acțiuni cu șuturi la poartă, iar apoi, în a doua repriză, cred că a fost o repriză în care ne-am creat mai multe ocazii decât adversarul. Mă bucur că am scris și Șeroni, mă bucur și pentru Miții Roman, mă bucur pentru Flore că a reușit să marcheze. Până la urmă, un cantonament reușit. La fel de adevărat este că îmi creează un moment de satisfacție faptul că juniorii care sunt din academia noastră au fost astăzi în mare parte prezenți și ei pe teren. Și ceea ce mă bucură cel mai mult este că nu s-a văzut niciun fel de diferență, chiar dacă noi am avut un portar de 2007, un fundaș dreapta de 2007, chiar dacă a jucat Gabone, cum îi zicem noi, Cărăușu, ceea ce este un lucru bun pentru clubul nostru. Mâine înapoi spre casă. Cât de util a fost acest cantonament? Foarte util, chiar dacă și în această partidă ei au simțit oarecare oboseală. Am discutat cu ei că este important și ultimul joc, pentru că contează foarte mult ultima impresie. Înainte de partidă se plângeau că au picioarele grele, încărcate, au fost antrenamente destul de dure, chiar dacă au fost și cu mingea, s-a simțit această oboseală, dar una peste alta, ceea ce mă bucură este că nu avem jucători accidentați și ușor-ușor, înainte de acest prim meci cu cei de la CSU Craiova, să-i aducem la o formă maximă, să suntem atenți și la refacerea organismului, iar ei să aibă încredere în forțele lor că putem scoate un rezultat bun cu CSU Craiova.